Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbim despre vacanțe în deschiderea acestei emisiuni. Din cauza războiului din Ucraina se reduc foarte mult opțiunile. Apar și oportunități, dar pentru mulți va fi mai dificil de călătorit. Pentru președintele american Joe Biden, de exemplu, și pentru premierul Canadei, domnul Trudeau, și pentru niște înalți oficiali din Statele Unite și Canada, s-a închis Rusia. Deci Kremlinul, domnul Putin a dat ieri o directivă dictatorială. Nu le mai dă viză? Da. Deci domnilor Joe Biden, Justin Trudeau și altor domni ca dânsii și rude până la gradul 3, li s-a interzis să mai călătorească în Rusia, nu mai au voie să vie. Băi, zici că e un banc sovietic. Adică... Să zic că bancurile sovietice revin. Aia sunt, mamă, nedespera. Și de asemenea s-a mai dat un ordin de rechiziționare a băilor de la bicicletă pentru domnii Joe Biden și Justin Trudeau. Și este, cred că, o tragedie. Ne-a stricat vacanță. Ne-a stricat vacanță. Nu știu cum o cheamă pe prima doamnă. Doamna Biden. Biden. Doamna Biden. Dar cred că acum sunt săracii, s-au așezat în sufragerie la Casa Albă acolo. Au chemat Consiliul de Familie. Ce Dumnezeu lui face? Unde mergem în vacanță? La țară. Aveam Republica Ciuvașă aranjată. Da, și uite că... Da. Iar la țară, la maică-ta. Da. Ți-am zis că mergeam acolo, mâncam un borș rusesc corect. Da. Era frumos. Ce să-i faci și ruși ăștia? Încearcă să răspundă și ei cum pot. Dar pe plan informațional au pierdut acest război. Iar sancțiunile pe care le aplică ei sunt ridicole, sunt de cascadorii răsului. I-ar fi fost și greu, eu l-aș fi lăsat din contră pe domnul Biden să ajungă acolo. Deci imaginează-ți că ar fi mers să plătească cu cardul și n-ar fi putut. Da, nu deci odată, cardul. Da. Exact. Valută putea probabil schimba, asta cred că îl lăsau să schimbe din dolari în ruble, dar la un curs la care cu siguranță ar fi suferit. Deci din contră, eu l-aș fi lăsat pe Biden să se ducă acolo. Da. Întrebare la Radio Erevan. Ce facem noi dacă se deschid granițele Rusiei spre vest? Răspuns. În cazul în care se deschid granițele Rusiei spre vest, vă dați în spate repede, repede, până în Siberia, ca să nu fiți strivit în busculadă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.